Bărbatul de 50 de ani a urcat în tren cu gândul de a merge spre casă. Imediat ce garnitura s-a pus în mișcare, acesta a realizat că a luat alt tren, așa că s-a hotărât să sară din vagon. Din nefericire, acesta a fost prins sub roțile trenului și a murit pe loc. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, s-a constatat că victima este un bărbat de 50 de ani din comuna Drăguțești, care se pare că ar fi greșit trenul în care s-a urcat, a sărit din mers și a intrat sub roți, decedând pe loc. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Pompierii Gorjeni au plecat imediat spre locul tragediei. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină la o situație de urgență generată de o persoană lovită de tren în gara din municipiul Târgu Jiu. La fața locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare și un echipaj SMUR din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță județeană Gorj. Medicii au sperat până în ultima clipă că mai pot face ceva pentru a salva viața acestuia, dar a fost în zadar. Am fost solicitat pe linia unică de urgență 112, pentru un accident feroviar în gara din Târgu Jiu. La momentul ajungerii la locul solicitării am constatat că victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, pentru care motiv am procedat la cele legale, respectiv chemând organele de poliție și medicina legală. Martorii au relatat momentul în care bărbatul a sărit din tren. S-a auzit un zgomot, deci lovit ceva vagonul, da. A sărit din tren de la primul vagon, după ce a plecat trenul și asta s-a întâmplat. A dat vreun motiv? A spus nu știm, nu-l cunoaștem, nu era din zona gării. Anchetatorii nu exclud nici posibilitatea unei sinucideri.